Bună ziua, mulțumim că ați venit la interviurile Hot News. Bună ziua. Sunteți în centru unei controverse legate de modul în care a fost demisă conducerea de la Compania de Aeroporturi Naționale București. Ce s-a întâmplat mai exact săptămâna trecută? Care e cronologia faptelor? Da, în primul rând, mulțumesc pentru invitație și, sincer să fiu, m-aș fi bucurat să fiu invitat la emisiunea noastră să vorbim despre lucruri bune, despre îmbunătățirea performanțelor la companiile de stat. Însă, Câteodată e bine să învățăm și din erori, astfel încât ele să nu se întâmple și la alte companii. Da, ăsta este și motivul pentru care stăm de vorbă, pentru că este bine să informăm opinia publică, este bine să se știe. Ce s-a întâmplat? Trebuie să ascundem problemele sub preș. Da, a fost demis Consiliul de Administrație, din care făceam și eu parte. A fost numit un nou Consiliu, așa zis interimar, pentru că nu s-a făcut selecția conform ordonanței 109, care a numit un nou director general. Deci asta, să spunem pe scurt, ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. În opinia acționarului minoritar, adunarea generală nu a întrunit condițiile legale, a fost și contestată în instanță, din câte știu. Acționarul minoritar, fondul proprietate. Fondul proprietatea, da, reprezentat de managementul de Franklin Templeton, de managerul fondului. Acum, probabil că în centrul discuției nu ar trebui să fie neapărat situația particulară de la o companie sau alta, sau situația mea personală, care e mai puțin relevantă la momentul actual. Cred că ideea de management privat ar trebui să ne preocupe puțin. Dar nu putem să discutăm în general despre management privat ignorând ceea ce s-a întâmplat la una dintre companiile de stat, pentru că e o problemă recurentă. Ceea ce s-a întâmplat la aeroporturi s-a mai întâmplat de câteva ori în trecut cu managementul corporatist numit de stat și dat afară tot de stat în condiții care ridică semne de întrebare. În cazul dumneavoastră, în cazul companiei de aeroporturi București, dumneavoastră v-ați decis să vorbiți. De ce credeți că ministrul Dan Șova, însoțit, după cum ne-ați relatat mai devreme în întâlnirea cu cititorii, venit împreună cu reprezentanții poliției, cu executor judecătoresc, cu corpul de control, de ce așadar a venit la adunarea generală a acționarilor în ședința de joi și a luat decizia să înlocuiască Consiliul de Administrație, numit tot de Ministerul Transporturilor? Da, e greu de răspuns la această întrebare de ceea ce l-a determinat să organizeze un asemenea spectacol, o asemenea demonstrație de forță demnă de naționalizările comuniste de anii 50, când ocupai o companie privată, ocupai cu poliția, cu securitatea și cu reprezentanții clasei muncitoare și impuneai a doua zi un management politic, desigur. Deci eu credeam că ne-am despărțit mult de vremurile astea, însă se pare că pericolul ne paște permanent și trebuie să vorbim deschis despre asta. Ce anume l-a determinat să facă asta? Imaginez că își dorește să aibă controlul asupra companiilor. Trebuie să ne amintim faptul că Ministerul Transporturilor are 39 de entități în subordine. Și vorbim de companii, vorbim de regii autonome, institute, Aerocluburi României, Spitalul CFR, Clubul Sportiv Rapid, deci are multe entități în subordine care probabil unde ministerul își dorește să preia controlul absolut, ignorând de altfel legea și ordonanța 109. Multe dintre aceste companii pe care le are în subordine, companii regii, sunt companii cu cifre mari de afaceri, cu mize financiare mari. Întorcându-ne la compania de aeroporturi, care e cifra de afaceri în 2012-2013 și care erau rezultatele financiare? Da, să ne facem venit, o idee despre companie. Nu am venit companie. Cu rezultatele financiare, ele sunt publicate, au fost și comunicate de presă. Pot doar să spun că profitul a crescut într-un an cu 35% și în 2013. Da, în acest an de administrare privată.
Rezultatele sunt foarte bune, obiectivele din planul de management au fost depășite, au fost îndeplinite și chiar depășite, a crescut traficul, am atras operatori noi. Sigur, nu poți după un an să reorganizezi complet o societate, sunt proces care durează 5, 6, 7 ani. Am avut experiențe anterioare în firme străine unde a trebuit să reorganizăm, să restructurăm companii. Este un proces de durată, însă chiar și așa, cu mici măsuri urgente, luate la momentul respectiv, am reușit să reducem costurile, am reușit să creștem veniturile, am reușit să devenim un partener de dialog mai serios pentru operatori, pentru, inclusiv pentru operatorii non-aeronautici, nu toate firmele din aeroport. Deci nu am nimic să-mi reproșez sau nu am nimic să reproșez conducerii executive pentru acest an de activitate. Din potrivă, pot spune cu mândrie că am făcut treabă bună. Dar care au fost motivele oficiale invocate de conducerea ministerului, de domnul Danșova, pentru schimbarea managementului? Trebuie să fi fost niște motive. Da, acum să luăm puțin istoria acestei schimbări. A fost în timpul doamnei Ramona Manescu, a fost trimis corpul de control, deci filmul e cel cunoscut, s-a întâmplat la toate companiile același scenariu, se trimite corpul de control, se întrumește un raport care, în opinia noastră, este plin de inexactități și de interpretări eronate a unor decizii de management. Da. În baza acestui raport, care în mod normal, un raport trebuie discutat, trebuie să-ți se dea ocazia să răspunzi la acele acuzații, trebuie să punctual, deci sunt chestii absurde, domeniul absurdului care ni se impută. Ca de exemplu? Raportul este pe internet, poate fi citit, a fost publicat inexplicabil, a fost publicat pe internet, există, poate fi văzut, repet, nu avem ce să ne reproșăm din acest punct de vedere al management. A fost pretextul, ca să spunem, însă chiar și așa, această schimbare putea fi făcută în mod legal și sigur ne-am fi întâlnit în justiție. Noi acum am contestat acel raport, deci am depus plângere prealabilă, nu suntem de acord cu conținutul raportului și nici cu planul de măsuri pe care ni-l impune acționarul în acel raport. Din nou, îmi amintesc puțin de anii 50, așa, în care erai declarat dușmanul poporului, conspirație la siguranța națională, conspirație la niște chestii de-astea total imateriale și noi suntem acuzați de, nu știu, atentat la siguranța aeronautică sau alte fabulații de genul ăsta. Pe baza cărei măsuri? Nu se spune o măsură precisă, se spune că am redus costurile și de ce am redus costurile, de ce n-am respectat capitolul costuri din bugetul de venituri și cheltuieli, păi asta înseamnă că nu am investit destul să menținem aeroportul sigur sau... Vă spun, o adnotare de aberație, însă aici o să ne întâlnim în instanță, nu despre asta vorbim aici. Am făcut un punct de vedere relativ la acest raport. Nu știu, poate o să-l publicăm și noi pe internet ca să menținem tradiția. Însă, nu, acesta a fost doar un pretext. Nu cred eu că, repet, nu a existat niciun dialog, nu a existat nicio întâlnire cu reprezentanții ministerului. S-a prezentat un raport după care s-a încercat convocarea unei adunări generale. Ministerul a încercat convocarea de mai multe ori, însă, din nefericire, nu a avut competența necesară să o convoace legal. Prima dată au convocat o adunare extraordinară, au revenit cu o erată, convoacă o adunare ordinară, care e necesară pentru schimbarea Consiliului de Administrație, însă nu erau bine formulate punctele, conform legii trebuie să fie formulată ordinea de zi pentru a se putea vota da sau nu, ori în convocarea lor spunea analiza managementului și eventuale demiteri din membrii Consiliului, care nu există la o adunare generală, se votează pentru sau împotrivă. Le-am atras atenția acestui fapt, au venit cu altă convocare care impunea o dată și o oră, care nu se încadra în termenul de 30 de zile, de pentru care monitorul oficial a respins publicarea convocatorului. E un haos ce povestea. Și acum, ceea ce pune capac la toate, în cadrul adunării anuale ordinare, care trebuia să aprobe situațiile financiare, raportul de audit de la o firmă de audit din Big Four, de la PricewaterhouseCoopers, și distribuirea de dividende, deci avea ordine de zi strict pe aceste trei puncte, a intervenit ministerul și a dat un mandat reprezentanților care
cerea schimbarea Consiliului de Administrație. Știți foarte bine, fondul proprietate a contestat încălcarea ordinii de zi pentru că au introdus pe ordinea de zi ilegal schimbarea managementului, iarăși un abuz. Și mandatul a fost depus în termenul legal. De pentru care a doua zi, la a doua convocare, a venit ministrul în persoană. Adică joia trecută. Joi. Eu nu eram în București pentru că în perioada asta am adunări regionale și la firmele din țară. Trebuie să spun că eu sunt un membru neexecutiv. Deci sunt membru în Consiliul de Administrație. Activitatea mea principală este o firmă privată de care mă ocup în România, o firmă germană, deci care nu are legătură cu statul. Și mi s-a relatat că a avut loc această adunare generală, reprezentantul acționarului minoritar nu a mai participat pentru că lipsea procura acționarului majoritar. S-a trecut la ținerea ședinței cu ignorarea ordinii de zi, cu adăugarea unor puncte suplimentare și, sigur, cu o încărcătură și cu o tensiune foarte mare, cu prezența poliției, executorii judecătorești, am zis că au fost și tot felul de instituții ale statului implicate, care nu au nicio legătură cu disputa între acționari. Ce instituții? Sau cine? Cu... Cine nu, poveștile circulă, nu am fost de față, cu siguranță că poliția prezentă la fața locului a creat așa o presiune asupra managementului, semnați orice, dați-vă demisia, cam asta înțeleg că a fost scenariul. De ce se implică instituțiile statului într-un conflict între acționari sau între un conflict între acționari și management, care trebuie clarificate pe cale juridică, există legi. Ce se întâmplă mai departe? Ne-ați spus că fondul proprietatea prin Franklin Templeton a contestat în justiție. Da. Deocamdată, din câte am înțeles, s-a blocat la Registrul Comerțului hotărârea, deci la ora actuală, din câte am înțeles, nu a fost trecut noul Consiliu la Registrul Comerțului și urmează pașii legali de suspendare, anulare, hotărârea. E foarte interesant. Dumneavoastră personal veți merge în justiție să atacați această decizie sau nu am de ales? Nu am de ales. Trebuie să mergem în justiție, să ne apărăm, pentru că am fost acuzați de anumite lucruri care trebuie să demonstrăm că sunt neadevărate și mai mult decât atât, trebuie să sancționăm abuzurile. Nu avem voie să ne lăsăm călcați în picioare. Dacă ne lăsăm dominați de politicieni, s-ar putea să nu terminăm bine. Experiența ne arată că e bine să stăm uniți și să ne luptăm. M-aș întoarce puțin la ceea ce ați făcut dumneavoastră timp de 12 luni. 12 luni a durat mandatul, da? În timpul discuției cu cititorii, v-a întrebat un cititor care sunt mizele pentru conducerea Ministerului Transportului, de ce vrea să preia conducerea și ați amintit două posibile mize. Una dintre ele ar fi contractele. Ce contracte ați tăiat? Ce clienți politici ați scos din aeroporturi astfel încât să... sau ce firme abonate la contracte cu statul ați amenințat că le veți scoate din contracte astfel încât să determinați o asemenea reacție? Da. Acum un an, când am început această activitate, am semnat un contract de mandat care prevede anumite clauze de confidențialitate. Deci nu voi putea da nume, nu voi putea spune ce tipuri de servicii și ce contracte au fost renegociate, suspendate, reziliate acolo unde s-a putut. Nu pot să dau asemenea detalii. Dar au fost, dar ați găsit firme căpușă conectate? Am găsit contracte de prestări servicii, contracte de achiziții pe niște valori care depășeau mult valorile din piață. Asta pot să vă spun și mi-asum această afirmație. Din nefericire, multe din aceste contracte au fost încheiate în baza unor licitații, sunt legale. Anularea, rezilierea unor asemenea contracte atrage după sine un lanț întreg de procese. Sau despăgubiri? Care cu despăgubiri, cu tot ce, cu care iarăși ne întoarcem la corpul de control și care pot fi imputate managementului. Și atunci asta este, gândești foarte bine, dacă îți asumi riscul să reziliezi un contract legal cu o valoare de 2-3 ori mai mare, câteodată de 5 ori mai mare decât prețul pieței. Ați găsit contracte cu valoare de 5 ori mai mare decât prețul pieței. Da. Consiliul de Administrație nu poate demonstra
fapte de corupție, faptul că din aceste contracte se întorc bani înapoi către persoane din sfera politică sau, eu știu, din ce alte servicii, nu putem. Noi nu avem instrumentele să urmărim fluxul banilor. Noi putem doar vedea că firma este parte în contracte dezavantajoase și putem încerca, prin căile de management, renegociere, acolo unde se poate, scurtarea duratei contractului, o verificare mai bună a prestației, acolo putem interveni. Însă nu avem pârghiile să demonstrăm caracterul ilegal a acestor contracte. Dar puteți să faceți eventuale sesizări în justiție. Ați făcut? Exact. Ați făcut au fost plângeri. Deci a fost o plângere penală legată de o achiziție, de un contract de achiziție a aeroportului. Da. Și este un dosar pe rol? Nu știu exact care a fost. Știu că noi în Consiliul de Administrație am decis în unanimitate să... Pentru că era o chestie vădit ilegală. Deci, mersul era următor. În primul rând, trebuie făcută un audit de către o firmă recunoscută care să scoată la iveală în cel mai mic detaliu suspiciunile noastre. Deci să le confirme sau să le infirme, și cu aceste materiale trebuie mers mai departe la instituțiile abilitate cu bănuiala că se pot ascunde în spatele acestor contracte, pot fi fapte de corupție. Și interese. Și instituția abilitate poate să ia decizia să ancheteze, să analizeze, să urmărească fluxul banilor. Deci, cam așa s-ar petrece lucrurile în Germania. Da? Deci, managementul sesizează anumite aspecte incorrecte, anumite suspiciuni, și de acolo instituțiile statului, procuratura preia ancheta și verifică dacă nu cumva există așa numitele kickback-uri sau dacă nu există sume de bani care ajung în diverse conturi offshore, care se întorc înapoi în diverse buzunare, la diverse partide sau... Noi tocmai am decis în ședința Consiliului de Administrație să selectăm una din companiile Big Four să realizeze acest forensic audit, însă din nefericire nu am putut implementa această măsură. Eram în procesul de selecție. Poate ăsta să fie unul din motivele dorinței Ministerului Transportului de a pune capăt mandatului acestui Consiliu de Administrație? Nu pot să fac un proces de intenție. Nu știu exact ce a stat la baza deciziilor. Vreau să spun că aceste contracte, unele dintre ele, datează de mulți ani. Au fost multe conduceri la minister și au fost multe partii de la putere. Deci nu pot să imput actualei conduceri o intenție care poate ar scoate la iveală anumite fapte petrecute acum 5, 6, 7 ani de zile. Sesiza un cititor în timpul discuției online că n-a existat nicio reacție din partea niciunui partid, din partea niciunui om politic legat de acest abuz. De ce? Da, e foarte ciudat. Ați mai fost ales măcar că... contactat? V-a întrebat cineva din clasa politică ce s-a întâmplat acolo? Nu. E adevărat? Nu. În primul rând, faptul că noi stăm astăzi de vorbă și eu am fost un pic mai vehement decât alți colegi de-ai mei din managementul privat, deci nu trebuie transformat într-o luptă politică. Nu vreau să politizez discuția asta. Este pur și simplu opinia mea personală că au fost comise ilegalități la nivelul Ministerului Transportului și faptul că există o tăcere în lumea politică ne arată foarte clar faptul că niciun partid nu-și dorește de fapt managementul privat. Pentru că fiecare, eu cred că ei chiar se bucură că domnul Șova a intrat cu poliția și cu bocancii peste aeroport să schimbe managementul, pentru că s-a creat un precedent și pentru că vor veni ei la putere într-o zi și vor putea și ei schimba din nou managementul și prelua controlul fără să li se poată reproșa nimic că vorba aia și voi PSD-ul ați făcut la fel. Deci nu sunt convins că lumea politică acceptă ideea managementului profesionist la firmele de stat. Cu toții știm că de fapt această idee, această ordonanță de urgență care stipulează modul în care se aduce management profesionist la companiile de stat a fost făcută la presiunea finanțatorilor internaționali, FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială.
Culmea e că reprezentanții acestor instituții sunt de ieri, de alaltă ieri în București. Mai mult decât atât, în urmă cu o zi au apărut recomandările, în urmă cu două zile au apărut recomandările Comisiei Europene, recomandările de țară și printre ele se numără ranforsarea managementului privat, continuarea implementării acestei ordonanțe de urgență la companiile de stat. Ori noi vedem acum cum cu trei zile înainte de prezența în România finanțatorilor internaționali că se întâmplă ceea ce s-a întâmplat la compania de aeroporturi. Întrebarea mea e, veți avea sau ați luat deja legătura cu finanțatorii internaționali sau veți lua legătura, le veți expune ceea ce s-a întâmplat astfel încât să nu se aștearnă această tăcere asupra modului în care Ministerul Transporturilor se comportă cu o companie publică? Da. Am fost contactat de organizații internaționale. Eu sunt oarecum în permanent contact cu aceste organizații. După cum bine știți, eu sunt și președintele Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane și vând nevoind în această poziție sunt în permanent contact și cu cei de la Comisia Europeană și cu Fondul Monetar Internațional. Vreau să spun un lucru. Noi nu trebuie să ne așteptăm sau să mizăm întotdeauna pe presiune externe, la presiunea Uniunii Europene, la presiunea Fondului Monetar. Acestea sunt pe termen scurt. Nu ei ne vor rezolva problemele. Presiunea trebuie să vină de la noi, de la opinia publică. Presiunea trebuie să vină de la fiecare din noi care merge cu trenul, care zboară cu avionul, care merge cu metroul, care într-un fel sau altul este afectat de serviciile companiilor de stat, care își plătește impozitele și banii sunt gestionați de statul român. Da? Deci trebuie să vină de undeva, de la noi. Asta o să trebuiască și este un proces de învățare, un proces care, prin care poporul, alegătorul trebuie să pună presiune pe clasa politică. Nu trebuie să acceptăm orice. Nu trebuie să acceptăm orice. La fel cum eu nu accept să fiu călcat în picioare cu bocancii soldaților domnului Șova, la fel, nici poporul ăsta nu trebuie să accepte să fie călcat în picioare. Și numai așa vom reuși. FMI-ul vine și pleacă, Comisia Europeană mai scrie un raport, dacă avem nevoie de ei, ne facem că facem și după un an îl schimbăm, că așa. Dar noi rămânem aici și nu putem să plecăm toți, să rămână doar ei. De fapt, asta e ideea. Nu persoana mea, nu Consiliul de Administrație, nu poziția. Noi venim și plecăm, aeroportul rămâne, CFR-ul rămâne, spitalele, școlile, toate rămân aici. Și o ultimă întrebare. Au mai fost manageri privați la stat în situația dumneavoastră, îndepărtați într-o noapte, într-o după-amiază? Nu mulți dintre ei au vorbit. Care credeți că e viitorul pe termen scurt și mediu al acestui management, al implementării managementului privat la companiile de stat? Vedeți vreun viitor sau totul e de fapt o formă fără fond? Da, noi am fost așa, chiar gândeam cu colegii care au fost implicați și, după cum bine știți, sunt câteva nume cu reputație în management care ne-am implicat, mai ales la Ministerul Transporturilor și la Ministerul Economiei. Și chiar glumeam pe tema asta. Noi suntem o generație de sacrificiu. Știam de la bun început că ideea nu va face așa... Că n-are o susținere puternică. O susținere, da? Este ceva mai mult de formă, ok, ne-au impus-o. Am sperat totuși că se vor respecta asigurările pe care le-am primit în procesul de selecție. Aceste asigurări n-au fost respectate și mă întreb dacă vor mai exista manageri privați care să se amestece în circul ăsta. Eu îmi doresc să fie. Din nou, repet, nu trebuie să ne lăsăm doborâți. Trebuie să ne aducem contribuția noastră și în domeniul public. Nu vrem să facem politică, în regulă, dar să ne implicăm în managementul firmelor de stat. Eu o văd ca aproape ca o obligație. Noi nu am făcut asta pentru bani, pentru indemnizații de Consiliul de Administrație. Cât erau indemnizațiile? 1200 de euro pe lună.
Și volumul de muncă era rezonabil, adică nu era vorba de una, două, trei ședințe pe lună, dar era vorba de multe documente, de situații, de analize, care, deci, era un volum de muncă respectabil. Dar nu, motivația nu este financiară pentru membrii unui consiliu de administrație. Este doar motivația de a îți aduce o mică valoare, de a da înapoi către societate din ce ai acumulat în atâția ani de management privat. Eu am funcții de conducere de când aveam 27 de ani și am fost șef de tură la Mercedes în Germania. De atunci am avut funcții de conducere și de responsabilitate. Este experiența care nu mai poate lua nimeni. Și vreau să-mi aduc această valoare și, repet, nu persoana mea trebuie să fie în centrul discuției, ci ideea de management privat. Avem foarte mulți manageri buni în România. Revin la întrebare. După aceste experiențe din ultimii 2 ani cu manageri privați la multe companii, experiențe similare cu ce s-a întâmplat la aeroporturi, credeți că vor mai veni alți manageri să se înscrie în procesul ăsta de selecție? Alți manageri de bună credință? Ar trebui să fie, eu sper să fie. Ce trebuie să înțeleagă lumea, nu există altă cale. România nu va fi condusă de... Firmele de stat nu vor fi conduse și în 100 de ani de politicieni. Dar ele sunt conduse de 60 de ani. De 60 de ani sunt conduse, însă există... Cu rezultatele pe care le vedem. Multe dintre ele duse în pierdere. Aproape toate. Toate care nu au poziții de monopol sunt pe pierdere. Numai companiile de stat care au o piață sigură, o poziție de monopol natural, doar acestea sunt profitabile pentru că... Ar fi și orice aberant, faci, da. Mai crești un tarif. Da? Trebuie să mergem în direcția asta. Nu există altă șansă. Sau să le vindem pe toate pe 2 lei, doar să scăpăm de ele. Vezi cazul Oltchim, vezi cazul Electroputere Craiova și alte privatizări, așa zis, de succes. Nu există altă cale decât implicarea managerilor privați.